Se aude că au fost discuții de acum două luni, trei luni cu Contra. Nu putem să-l acuzăm pe Contra că el acceptă să vină pe banca tehnică a lui Dinamo în detrimentul lui Gigi Mulțescu. Stai să vedem că l-avem în direct pe Dorin Șerdan, reprezentantul român al spaniolilor. Bună dimineața, domnule Șerdan! Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem alături de domnul Ion Marin, cred că ați auzit de el. Pe care îl salut, mă bucur că îl reauzi, mă bucur că ne-am și revăzut săptămâna trecută și îl salut. Vă salut, domnule. Și pe dumnealui. Bun, și pe respectați, îl salutați, dar în club când se întorc glorile de genul domnului Ion Marin? În cel mai scurt timp. Așa cum am spus, proiectul este bazat în primul rând pe foștii jucători care sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă cultura organizațională de la Dinamo, cu rezultatele, cu ceea ce a însemnat acest club și ei sunt singurii care pot să readucă spiritul lui Dinamo în ceea ce vrem să facem noi. Eu asta, chiar asta spuneam înainte să intrați în direct cu noi, că mie personal mi-e frică de faptul că Dinamo și-ar putea pierde identitatea prin această infuzie de manager spaniol, străin, mă rog. Nu cred. Departe, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Haideți să luăm partea bună a lucrurilor. Ce înseamnă, așa cum a spus, nuanța, management spaniol. Deci ei sunt obișnuiți să managerieze cluburile foarte bine. Și așa cum spuneam, cred că împreună cu dumneavoastră acum o săptămână la emisiunea care m-ați invitat, spuneam de ceea ce fac ei. Folosesc fiecare parte a resurselor umane din curtea lor, în primul rând. Fiecare persoană este valorizată la ceea ce înseamnă acel club. Și tocmai acest lucru cred că ar aduce un plus pentru Dinamo, să valorizăm legendele, jucătorii mari, obișnuiți cu ceea ce înseamnă Dinamo, cu tradiție, cu, așa cum spuneam, cultură organizațională, cu rezultate, cu spiritul lui Dinamo în sine. Domnule Șerdan, aveți un discurs politic de nota 10, felicitări jos pălăria, dar spuneți-mi și mie concret, ce loc ar putea să-i se găsească lui Ion Marin la Dinamo, lui Cornel Dinu? Cornel Țelnar, ok, implicat în proiect. Spuneți în concret, ce vor face legendele clubului despre care faceți vorbire? Păi, în primul rând, haideți să vedem. Sunt foarte mulți antrenori, dintre foștii jucători, care pot să aducă, în primul rând, priceperea lor și ceea ce înseamnă experiența dumnealor. Asta clar. În ce poziție, concret? Spuneam, grupe de copii. Cred că, haideți să luăm un exemplu. Antrenori. Doamne, să mă ierte Dumnezeu, dar să-l pui pe Ion Marin să antreneze grupe de 12 ani, mi se pare că am mult. Adesați-vă să-mi termin ideea. Vă rog. Sunt valorificate acești oameni. Tot. Spuneam de grupe de copii. Spuneam de consultanți. Spuneam de scouting. Sunt atâtea departamente care trebuie întărite. De față, haideți să vă dau exemplu. Scouting la Dinamo, în momentul de față, cine face? Marius Iorga. Au fost surprinși o singură persoană. Nu este normal acest lucru. Ei au departamentul scouting, fiecare club, dacă vreți, un club obișnuit de prima ligă spaniolă, are 7-8 persoane angajate în acest sens și 7-8 lucrează și colaborează cu alți 10 de post-jucători. Și nu are, nu-i normal să aducem în această postură jucători care deja au jucat la Dinamo și care sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă Dinamo? Apoi, legat de marketing. Da. Vedem meciurile de echipe mari din Europa. Vedem meciurile jucate de FC Liverpool, de exemplu, în care vedem oamenii care vin acolo, foste glori de acum 30-40 de ani și vin la meciuri. Ce înseamnă asta? Înseamnă marketing. Pentru că oamenii aceia inoculează mai departe ceea ce au cultura, rezultatele lor, le inoculează generațiilor. Bun, deci aveți un plan să monetizați imaginea legendelor. Da. Bun. Mai e de actualitate ideea pe care domnul Ion Marin spunea că a avut-o Bogdan Bălănescu să se formeze un consiliu de glorii dinamoviste? Sigur. I-au zis, domn profesor. Deci, ne-am găsit loc de muncă. V-ați găsit loc de muncă, exact. Dumneavoastră aveați loc oricum, domnul Ion Marin. Totdeauna ați fi avut loc. Știți bine lucrul acesta. Și domnul Șerdean, noi am mai discutat. Sigur. Nu vă grăbiți. Faceți pași mici și siguri, construiți ceva solid, fără nicio grabă. Chiar dacă unii dintre noi vom rămâne pe din afară, nu asta este problema. Problema este să găsiți soluțiile cele mai bune
ca Dinamo să meargă înainte și să redevină ce a fost. Ați spus foarte bine de spirit, ați pomenit de ceea ce a fost Dinamo ca mentalitate și filozofie. Asta nu se implementează în două zile sau într-o săptămână. Este mult de muncă. Domnul Șerdean, a semnat Cosmin Contra, a anunțat ProSportul aseară exclusiv, astăzi trebuie să ajungă în țară. Cum a primit Gigi Mulțescu vestea? Eu vă spun sincer, nu știu și nici... Haideți să nu... Nici pot să vă confirm. Vă confirmăm noi, domnul Șerdean. Haideți să lăsăm lucrurile să se... Bun. Domnul Cortasero, când vine atunci? Măcar atât spuneți-ne. Tot în aceste zile, zilele viitoare, să lăsăm lucrurile să se reguleze în natura lor. Deci, în mod normal, săptămâna aceasta ar trebui să vedem finanțatorul, să-i spunem așa, și că se rezolvă plata salariilor, că înțeleg că a fost domnul Rufo să anunțe jucătorii că vor fi achitate salariile. Exact. Și tot săptămâna aceasta vor mai veni și alte noutăți legate de ce înseamnă jucători la Dinamo. Da. Bineînțeles, și antrenor. Dar nu pot să vă dau certitudini și nu este nici domeniul meu de care să fi fost abilitat de partea spaniolă. În regulă. Bun, vă mulțumim mult, domnule Șerdean, pentru intervenție și multă baftă vă doresc. Sănătate. Da, mi s-a părut puțin ciudat. N-am vrut nici să-l violentăm pe domnul Șerdean, că dânsul vine de la șah și nu e obișnuit așa cu lovituri, însă evită tot timpul să dea răspunsuri concrete, ceea ce pe mine personal mă neliniștește un pic. Dom'le, e un om bine pregătit. E, chiar dacă nu contest asta. Chiar dacă nu vine din fotbal. Este un om echilibrat care nu se aruncă și nu spune niște vorbe pe care nu le mai poate acoperi după aceea. Noi am discutat, ne-am văzut, am discutat. Lucrurile, eu i-am spus personal, lucrurile nu se pot grăbi și să facem totul în 24 de ore sau să facă ei totul în 24 de ore. Chiar dacă am luat un pic în râs termenul acesta de organigramă, dar până când organigrama aceasta nu fixează oamenii de conducere din cadrul clubului... În momentul de față noi nu știm cine este numărul 1 la Dinamo. Șerdean, stai că sunt președinte, nu, dar nu sunt. Da, Bălănescu e, dar nu e. Mărgineanu e, dar nu exact. E. Direct, Țălnar are 3 poziții, director tehnic, antrenor secund și antrenor la echipa a doua. Nu, deci trebuie să avem răbdare ca oamenii aceștia să se așeze, să așeze lucrurile corecte, corect în marca lor și să facă pași înainte. Până nu se organizează întâi ei la nivelul lor, nu vorbim de comisii tehnice, de consilii de conducere, de antrenori, de directori tehnici pe grupe de copii, juniori și echipa a doua și a treia. Și este de lăudat dacă se va reuși, cum am avut odată, am făcut o paranteză, da. Se va reuși ca Dinamo să facă sistemul piramidal care se dorește. Da. Echipa întâi, echipa a doua, echipa a treia, grupă de elită de juniori și academia. Ca să nu pară că sunt un hater, cum se spune, într-adevăr, demn de respect faptul că au reînființat echipa secundă, mi se pare un pilon extrem de important pentru orice club mare. Și există... Mă scuzați că vă întreb, este Nea Gigi Mulțescu pe telefon. Bună dimineața, domnule Mulțescu! Neața, îmi pare rău, dar nu pot să stau decât 2 minute că intru într-un antrenament. Bun. Vreau să nu fii penalizat. Da, ce mai contează? Da. Domnule Mulțescu, vorbeam cu domnul Ion Marin, eu am spus că sunt revoltat de ceea ce se întâmplă la Dinamo. Câtă lipsă de respect față de noi, n-am văzut în viața mea pentru o legendă din Dinamo. Nu discut pe tema asta, nu, dacă vrei să zici altceva, dacă nu, mă retrag. Nu, n-am... Ok. Cât timp mai sunteți antrenor la Dinamo? Nici asta nu comentez. Ok. Rămâneți în club indiferent de situație? Nu, indiferent de situație, nu. Bun. Dar, așa e. Parte așa e. Bun. Cum sunt băieții? Că înțeleg că trebuie să se plătească salariile săptămâna asta. Moralul cum e? Moralul echipei? Victor, acum, la ora asta nu pot să discut. Unii dintre ei fac antrenament de refacere, celălalt antrenament normal. Acum nu pot să spun nimic, decât că există
un regret că n-am câștigat după o repriză a doua foarte bună în care am revenit în joc și am condus osilitățile. Și un penalti ne-a acordat, Gigi. Bine, ne-am obișnuit cu asta, Sapă, tu știi. Anul trecut, nu știu câte penaltiuri sau nu știu câte greșeli. A, dar în economia jocului a contat foarte mult acel penalti. E normal că a contat. Sigur că a contat, da. Și în ce situație, la 3 metri de locul infracțiunii și să nu vezi. Da. Spunea și Crăciunescu aseară că a fost poziționat perfect arbitru. Da. Ce să mai crezi? Să nu vezi sau să nu vrei să vezi? Da. Da. Bun. Nea Gigi spunea domnul Ion Marin că ați dat lecție de tactică aseară în repriza a doua. Da, am făcut ce trebuia să fac. Dacă am putut, am făcut. Aseară am văzut că mai continui să joci șah. Da, într-adevăr. Da. Mai îmi face gimnastica minții, că da, da. Să știi că da, e da, da. Cum jucam de înainte. Da. Era un virus bun care a prins, țin minte, pe toți jucătorii de la Dinamo. Erau să jucau pe rivalități și era frumos. Da, la loc. Sunt alte timpuri. Alte vremuri. Da. Da, bine, îmi pare rău că nu mai pot să stau. Bun, mulțumim pentru intervenție, oricum, Nea Gigi. Te pup, Sapă, nu mai zic. Sănătate multă, Nea Gigi. Da. Domnul Mulțescu, l-am simțit pus într-o postură dificilă. Bine, eu trebuie să-mi fac meseria de jurnalist să-l întreb. Eu l-am simțit un pic trist și este trist, normal da. Să fie da. Trist. E un pic îngrijorat pentru că, sigur, e Gigi Mulțescu și nu poate ca în orice, spui, în orice condiții să rămână la Dinamo. Nu poți așa ceva.